Bine ați revenit! Ca de obicei, vinerea vă așteaptă o nouă întrebare și tot ca de obicei să auzim întrebarea de data trecută. Un fermier avea 6 parcele dreptunghiulare identice, așa cum vedeți în desen. Perimetrul fiecăreia era de 500 de metri. Într-un an, fermierul s-a hotărât să împrejmuiască toată suprafața ocupată de cele 6 parcele cu un gard, așa cum vedeți acum în desen, și tocmai se pregătea să meargă să măsoare pe teren lungimea conturului pe care îl vedeți, ca să calculeze necesarul de materiale. Dar fiul fermierului, student la matematică, i-a spus: nu-i nevoie să măsori, putem să calculăm lungimea gardului. Voi știți să calculați lungimea gardului fără a cunoaște lungimea și lățimea parcelelor? Există mai multe metode pentru a afla lungimea gardului, dar cea mai simplă este cea pe care au folosit-o cei mai mulți dintre cei care au trimis răspunsuri. Ea constă în a observa că segmentele MOV de sus au împreună lungimea exact egală cu o lungime de parcelă, iar segmentele MOV de jos au și ele împreună lungimea exact egală cu o lungime de parcelă. Cred că explicația e clară pentru toată lumea. Sus se scad din 3 lungimi de parcelă 2 lungimi de parcelă, iar jos se scade o lungime din 2 lungimi. Iar asta înseamnă că segmentele desenate acum cu albastru au împreună exact 6 lungimi de parcelă, 3 sus, 3 jos. Și dacă ținem seama de faptul că segmentele roșii au lungimea totală egală cu 6 lățimi de parcelă, înseamnă că lungimea gardului este egală cu lungimea a 6 lungimi plus lungimea a 6 lățimi de parcelă. Dar 6 lungimi plus 6 lățimi înseamnă 3 perimetre. Vă amintiți că fiecare perimetru înseamnă 2 lungimi plus 2 lățimi. Iar 3 perimetre înseamnă 500 metri ori 3, adică 1500 de metri. O altă metodă ar fi fost aceea de a scădea din lungimea totală a perimetrelor lungimile sau lățimile comune. Sau le-am putea spune lungimile din interior, ca să rămână doar cele din exterior. Dar atenție, lungimile sau lățimile comune trebuie scăzute de 2 ori, deoarece acolo sunt 2 lungimi alăturate, una aparținând unei parcele, cealaltă celeilalte. Raționamentul ar fi fost cam așa. Odată trebuie să scădem de 3 ori 2, 6 lungimi, liniile negre. Sunt lungimi comune. Și apoi de 3 ori 2, 6 lățimi, liniile roșii, lățimile comune, adică în total 3 perimetre, deci 1500 de metri. Și cum lungimea totală a perimetrelor este 3000 de metri, 500 ori 6, obținem tot 1500 de metri lungimea exterioară, adică lungimea gardului. A fost ușor, nu-i așa? Dar puteți ridica un pic ștacheta gândindu-vă la două întrebări suplimentare. 1. În cazul nostru, lungimea exterioară a fost jumătate din lungimea totală a perimetrelor. Oare se obține același rezultat indiferent cum sunt dispuse parcelele? Și a doua întrebare, dacă răspunsul la prima întrebare este nu, cum ar trebui să fie dispuse parcelele pentru ca gardul să aibă lungimea minimă? Începuturile acestui canal, am publicat un videoclip în seria Lumea nu este cum crezi, cu titlul Oglinda,
în care am demonstrat, sper, că oglinda nu inversează dreapta cu stânga, așa cum în general se spune. Oglinda inversează lucrurile pe direcția perpendiculară pe suprafața ei, ceea ce creează iluzia inversării pe orizontală. Dacă n-ați văzut videoclipul și vreți să-l vedeți, găsiți linkul în descriere. Dar se poate obține o inversare pe orizontală prin metode pur optice. După cum vedeți, trebuie doar un pahar și apă. În spatele paharului sunt două săgeți care indică același sens, spre dreapta. Dar dacă turnăm apă în pahar până când lumina care vine de la săgeata de jos trebuie să treacă prin apă ca să ajungă la ochiul nostru sau la camera video, vedem săgeata de jos inversată pe orizontală. Ea indică acum stânga. Ca de obicei, fac precizarea că nu este o păcăleală, nu este un trucaj. Acest canal este despre știință și știința nu ne păcălește niciodată. Să vedem încă o filmare care arată același lucru. Vă puteți convinge că acest efect există repetând experimentul acasă. Este foarte simplu, după cum vedeți, și vă veți convinge că, într-adevăr, apare o inversare a sensului săgeții. Trebuie doar să găsiți distanța optimă dintre pahar și obiectul pe care vreți să-l vedeți inversat. Nu trebuie să fie neapărat o săgeată, poate fi orice. Vă rog să încercați. Iar întrebarea de azi este: de ce are loc această inversare? Care este explicația? Să nu vă descurajeze faptul că este, în mod evident, un fenomen legat de optică, deci de fizică, pentru că explicația fenomenului se poate face foarte simplu. Trebuie doar să vă amintiți cum se refractă o rază de lumină. Încă ceva, s-ar putea să fie dificil de explicat fenomenul în cuvinte. El este, în schimb, foarte ușor de explicat printr-un desen. Așa că imediat veți vedea afișată adresa mea de e-mail, aștept desenele și explicațiile. Vă doresc succes în găsirea răspunsului pe săptămâna viitoare!